A fost sărbătoare mare la Corcova de ziua comunei. Oamenii s-au strâns cu micu mare la evenimentul special organizat pentru ei. Muzică, voie bună, un loc special amenajat pentru copii, dar și preparate delicioase. Pe toate le-am găsit în comuna mehedințeană Corcova. Primarul comunei Ion Giubega a pus la punct fiecare detaliu, pentru ca petrecerea să fie mai mult decât reușită. Distracție și voie bună de asta au avut parte cetățenii din comuna Corcova. Sărbătoarea satului a strâns la oaltă cetățeni din toate comunele învecinate pentru a se bucura de sărbătoare. Primarul comunei Corcova, Ion Giubega, a fost mereu un om al comunității, dorind să vină în sprijinul cetățenilor lor comunei cu proiecte menite să crească nivelul de trai, iar de ziua lor le-au oferit un spectacol pe cinste cu muzică, joc și voie bună. Cetățenii Comunei Corcova așteptau de mult acest eveniment și au fost extrem de încântați de tot ceea ce primarul Comunei Corcova, Ion Giubega, a organizat pentru aceștia. Faptul că tradițiile încă se păstrează în comunele mehedințene este un lucru care face ca aceste așezări să fie autentice, să-și păstreze identitatea, iar pe cei mai în vârstă dintre cetățeni nu poate decât să-i bucure acest lucru. Nici preparatele delicioase nu au lipsit de la eveniment. Mirosuri alese au învăluit întreaga zonă, era imposibil să treci și să nu vrei să savurezi bucatele special preparate pentru cei ce au ales să se distreze în a treia zi de Paște la Corcova. Alături de cetățeni și autoritățile locale au fost și membrii din cadrul Partidului Social Democrat, printre care președintele Consiliului Județean Mehedinț, din Georgescu, care a participat alături de senatorul PSD Mehedinț, Liviu Mazilu, candidații la funcțiile de consilieri județeni, Vali Mansog, Alexandru Cojocaru, Nelu Enescu, dar și membrii din cadrul organizației PSD Mehedinț și din Organizația de Tineret. Buna colaborare dintre autoritățile locale și cele județene se vede și asta prin proiectele menite să ducă la bunăstarea cetățenilor. Muzica și voia bună au răsunat până spre dimineață, iar oamenii din Comuna Corcova știu să se distreze și o fac frumos. Multe dintre obiceiurile și tradițiile din comună se păstrează și astăzi, iar acest lucru datorită unor oameni care cunosc adevărata valoare a acestor lucruri.